Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Simrail. Fraților, avem... Fai de viața mea! Suntem dispeceri la Sosnowiec. Efectiv, e jale. Îl avem și pe DJ Gogo în stația alăturată. E și el la Sosnowiec Glovni. Și ne chinuim să debarasăm niște trenuri din gări, ca să spun așa, pentru că e foarte, foarte aglomerat. Nu vă închipuiți, în fiecare gară sunt câte 3-4 trenuri. S-a întâmplat ceva pe server și efectiv nu am mai putut da niciun fel de comandă vreo 10-15 minute, ceea ce a făcut să se super aglomereze peste tot. Iar acum încercăm să decongestionăm toată situația. Încercăm, hai că am aici o cerere să-i dau accept. Încercăm să mai preluăm din cantități care avem mai multe linii ca să putem prelua așa cum spuneam, să preluăm din stai așa un pic, ceva nu se pupă aici. Pentru a prelua, nu mă lasă pe linia aia. Să mă bată tata, nu mă lasă pe linia aia. Nu pot. Nu! Nu! Stop! Nu! Nu, oprește-l! Să-l bag pe linia aia liberă. Vai de viața mea, vai de viața mea, că ăsta nu mai îmi primește niciun tren panoramă ăla. Ăla nu mai vrea să-mi primească niciun tren. 42952. Ia să vedem, 42952. Poate mi-l ia pe ăsta, 952. Hai, zi-mi că mi-l iei pe ăsta. Haide! Nu vrea ăla să mai ia niciun tren, frate. Dă să-l sun pe ăsta să-i zic. Bată tata. O să se audă de două ori, să știți. Am un marfar, nu reușesc să scap de el, mai am un regiu. Auzi, colegule, Auzi, băi, colegule, nu mă băi, lasă ăla, nu nu mai lasă primește nimic, ăla, mă, panorama ăla, trebuie să pe îi eliberez de acolo, panorama, din garaia, trebuie să mă. de acolo din galarama. Da, acolo e bota, aia e problema. Da, mă, frate, are trei Da, trenuri mă, acolo frate, și nu are mai trei primește trenuri nimic, acolo mă, și nu mai bola. primește nimic, mă, bola. Lasă să ți le termină el și văd eu cum le țin pe asta Da, aici. unde-ți Mă bag trebuie. eu Da, 1, 3, unde 2 bagi eu acum? 1-3-2 acum? Bagă-l, bagă-l. Unde dracu să mai fac Unde că am două dracu să linii mai fac că am ocupate două și linii cealaltă trebuie să-l ocupate și trimită cealaltă ăla? trebuie să-l trimit pe ăla? Ah, am înțeles. Păi lasă-l pe el să trimită și fac traficul de pe un fir aici. Fai de viața Fai mea, de tu-ți dai seama că viața pe ăsta mea, al tu tău îți acum îl țin pe pe roșu la intrare în gară, nu pot roșu să-l la bag. intrare în gara, nu pot să-l bag. A, văd, văd, pe monitor. Asta e, vedem când ne descurcăm. Vai de capul meu, bă, Vai, da, mă, și gata, greu. mă, vă da, greu. Ia Te duci uite-l și de sărac. partea altă, te Ia ai uite-l unde te sărac. duci. Nu știu, să-mi bag Nu piciorul, știu, nu nu știu ce știu, să-mi facem. bag piciorul, nu Le știu ce bag, facem. le bag în seeding pe alea și le țin până să ne eliberăm un pic aici. Da, nu știu, trebuie Da, să... nu Eu trebuie știu, să trebuie primez să... asta, Eu dacă trebuie aveam să primez un asta, dispatcher dacă aveam player, un altfel e dispatcher stătea player, treaba. altfel e să te treaba. Da. Hai că vedem, hai, ceau. Hai te vedem, hai, ceva. Hai, hai. Am uitat să-l întreb. Ei, Auzi, mă, dar auzi, să știi mă, că ăsta dar nu-mi trimite cerere, ăsta mă. nu-mi Ce cere dracu de mă. fac? Ce dracu fac? Așteaptă până îți trimite. Hai, mai aștept atunci. Hai, mai aștept atunci. Să-mi bat piciorul, băi, e jale, bă, jocul ăsta, deci e atât de intens. Uite-l, gata, mi-a trimis 2-4-1-3-1. Să-i dăm accept. 2-4-1-3-1. Trimite-l, să nu te mai aud.
Să nu te mai aud. 24131. Accept permisiune. Hai, ți-am dat accept, taci. Îți fac și tot ce trebuie. 24, cât a zis, mă? 24131, da? 24131. Ia să vedem unde e panoramă ăla. 24131. Să mor dacă îl văd. Uite-l tocmai sus. 24131 pe 660. Mamă, e fix acolo se duce. Deci dacă nu mă lasă, deci fiți atenți ce se întâmplă acum. E jale. Deci fiți atenți aici. Eu am un tren aici care vine de la Gogo, da? De la băiatul care e lângă noi, da? Trenul ăsta de aici, eu îl țin pe roșu acum. Da? Aici în stânga, vedeți, da? Eu i-am dat roșu ca să nu-l bag înăuntru în gară. Ia să deschid și barierele să treacă mașinile. I-am dat roșu să nu intre în gară, că n-am pe ce linie să-l bag. Acum vine ăsta din dreapta de aici. O să vină 42-ul ăsta care, de care spuneam, care mi-a cerut mai înainte aprobare. Sau ce era? Era 24131, da? O să vină 24131 ăsta și îl bag aici. Dacă ăla din dreapta nu-mi dă voie să dau drumul la unul din acestea două trenuri, care normal astea trebuia să fi plecat de mult, efectiv s-a blocat tot traficul. Ca să înțelegeți cam ce se întâmplă acum. Ia să vedem că am primit... Îți dai seama că e... Ieșea dacă era, ce ieșea dacă erau player pe trenuri. Știu. Dar nu e vina noastră. Cel puțin a mea nu e sigur. Ce să fac, frate? Nu e, efectiv am intrat un sfert de oră, n-am putut să fac nimic, efectiv. S-au adunat trenuri, ce să le fac? Ce să le fac dacă s-a blocat, s-a buguit, nu știu ce s-a întâmplat. S-a blocat serverul, efectiv. Că nici eu, nici colegul nu putea să facă nimic. Hai mă, dă-i drumul odată la trenul ăla, mâncați-a și pe pădia lui Matale. Merge cu 32 de kilometri la oră. 24131, i-am dat drumul, de ce nu pleacă? Bă, ăsta-i tâmpit la cap. 24131, trimite-l bă frate odată. Mamă, ce om. Uite, are trasă făcută tot, i-am dat liber, ce Dumnezeu? Route is clear for the... Păi da, eu ce ți-am zis? Da, uite, bă, ce-am făcut ăsta, ce-am făcut eu, bă? Doamne ferește, Doamne ferește. Hai, bă, nene. I-am mai dat odată, bă. Și el tot îmi trimite. Stai să vedem dacă îi pleacă trenul ăla odată. Voi nu vedeți? Eu am o hartă separată pe care mă uit și văd dacă pleacă din gara lui, dar eu nu văd să plece. Probabil nu pleacă din cauza că vine ceva, dar totuși ar trebui să aibă fir separat pentru... Probabil nu poate să-i facă, da, pentru că vine trenul respectiv, trebuie să aștepte să intre la gara și după aia dă drumul la 24131. Să mă bată tata cât durează acolo. Deci incredibil, bă, frate. Doamne, nu mai dă drumul ăla la trenul ăla, bă, frate. Deci îmi vine să turbez. Îl țin și pe ăsta aici la intrare, săracu. Deci, nici nu mai știu pe unde să ies afară. Bă, deci înțelegeți care e faza? Deci, nu știu ce să zic. Dacă vreți să aflați deznotământul, eu zic să vă uitați la partea a doua din episodul ăsta. Ce spuneți? Facem așa? Hai să vă țin un pic în suspans. Da? Deci o să vină trenul respectiv, îl băgăm în gară, s-a ocupat tot. Și... După aceea, vedem dacă ne dă voie să trimitem și noi un tren din gară, pentru că altfel, caput. Ne întâlnim data viitoare. Ciao!